Stimată doamnă președinte Maia Sandu, stimată doamnă președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, onorați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, ai Parlamentului României, stimată doamnă președinte Marcel Ciolacu, doamnelor și domnilor. Sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi la Chișinău, într-un moment de referință în istoria relației dintre forurile noastre legislative. Doresc să felicit Republica Moldova, în special pe domnul președinte Igor Grosu, pentru inițiativa organizării primei ședințe comune a celor două parlamente, mai ales pentru momentul ales, la o zi după ce Comisia Europeană face recomandare și sprijină statutul de stat candidat al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci felicitări și pentru timingul ales, domnule președinte. Este un eveniment cu o puternică încărcătură simbolică care demonstrează deschiderea fără precedent a relațiilor dintre țările noastre, angajamentul de a seta un nivel de ambiție superior la nivel bilateral și susținerea fermă a României pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Prin ședința comună de astăzi a celor două parlamente, reafirmăm legătura specială dintre țările noastre, conferită de comunitatea de limbă, istorie și cultură, și de parteneriatul strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Relațiile noastre bilaterale se bucură în prezent de un context extrem de favorabil. Există astăzi în Republica Moldova o majoritate pro-europeană și pro-reforme, care dă dovadă de multă voință politică și acțiuni concrete în direcția accelerării proceselor de transformare și modernizare a țării. Trebuie să valorificăm această oportunitate, conferind și mai multă substanță și soliditatea relației de parteneriat strategic, astfel încât să putem avansa agenda bilaterală și proiectele menite să conecteze Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, avem astăzi un parteneriat strategic mai solid ca niciodată. România a onorat, în mod constant, toate angajamentele asumate la nivel bilateral și a depus mereu eforturi concrete în sprijinul Republicii Moldova. În perioada în care am deținut funcția de prim-ministru, am contribuit la dezvoltarea politicilor de integrare a Republicii Moldova, acționând pentru continuarea proiectelor comune, considerate de cele două țări, două părți, ca fiind teme prioritare. Acordul privind asistența nerambursabilă de 100 de milioane de euro, acordat de România Republicii Moldova, interconectarea energetică, prin finalizarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, interconectarea sincronă Isaccea-Vulcănești, consolidarea podului rutier Galați-Giurgiulești și construcția podului Ungheni-Ungheni, eliminarea tarifelor de roaming, acordarea unui ajutor umanitar extern cu titlu gratuit, constând în 6.000 de tone de motorină destinat sprijinirea agricultorilor afectați de secetă, precum și asistență în sprijinirea eforturilor de combatere a pandemiei COVID-19. În ultima perioadă, ne-am propus obiective din ce în ce mai ambițioase în susținerea parcursului european al Republicii Moldova și proiecte strategice de interes comun în plan economic, al transporturilor și infrastructurii și al asigurării securității și independenței energetice. Vom continua să sprijinim fără rezerve, în toate formele relevante la nivelul Uniunii Europene, aspirațiile Republicii Moldova de racordare fermă și irreversibilă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Am încrederea foarte mare că la Consiliul European de săptămâna viitoare va fi acordat statutul de țară candidată Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, deschizând o nouă etapă în relația celor trei state cu Uniunea Europeană. Vă doresc mult succes în acest parcurs. Vă mulțumesc! Vă mulțumim,